Pesta porcină africană revine în Olt. Autoritățile au declarat un focar de pestă porcină africană la o exploatație comercială din Scornicești. Peste 11.000 de capete de suine sunt sacrificate și îngropate în aceste zile pentru a împiedica răspândirea bolii. Autoritățile din Olt au confirmat la sfârșitul săptămânii trecute, prin analize de laborator, virusul pestei porcine la o exploatație comercială din Negreni, Scornicești. Pentru a împiedica răspândirea bolii, peste 11.000 de suine vor fi sacrificate și îngropate. Laboratorul Institutului Național de Diagnostic și Sănătate Animală a confirmat prezența virusului pestei porcine africane într-o exploatație comercială de porci din localitatea Negreni, Scornicești. În urma confirmării a fost aprobat planul de măsuri în cadrul Centrului Local de Combatere a Bolii, plan ce include combaterea prin lichidarea totală a fermei, uciderea și îngroparea suinelor într-un termen cât mai scurt. Locuitorii din zonă sunt sfătuiți să-și țină animalele închise și, la cel mai mic semn de boală, să informeze medicul veterinar. Planul de măsuri dispus de Comitetul Județean pentru Prevenirea Răspândirii Bolii mai prevede și o serie de restricții pentru exploatațiile comerciale din zonă. După cum știți, zona de restricție include zona de protecție 3 km și zona de supraveghere până la 10 km. Au fost blocate în ceea ce privește mișcarea animalelor pe perioada cât se impun restricțiile de 30 de zile a focarului de înalt Negreni, cele două ferme de la Constantinești, aparținând tot de orașul Scornicești, plus târgurile, piețele și mișcarea efectivelor de animale timp de 30 de zile, numai cu avizul și în condiții speciale și în urma unei analize de risc ce va fi efectuată de specialiștii Direcției Sanitar Veterinare Olt. De asemenea, autoritățile din domeniul sanitar veterinar au verificat starea animalelor de la alte două ferme din apropiere, care aparțin aceleiași firme, dar n-au constatat existența virusului. În urmă cu 3 ani, la ferma din Negreni a mai fost declarat un focar de pestă porcină africană. Atunci au fost sacrificate peste 30.000 de suine.